Weekendul acesta, severinenii au fost invitați la teatru Simbio de Poveste. Așa se cheamă proiectul prin intermediul căruia cei din cadrul organizației Simbio Mehedinți au vrut să readucă în atenția publicului teatrul. Și cum o cheamă? Ei, și tu, mama, cum? Dar înregistrarea? E de la o ședință, de ce n-a plâns? Și? De cât te duci tu la ședințele de ce n-a plâns? Nu ți ajung cele de la cercul de filozofie! Gata! S-a terminat! Nici acolo nu mai trebuie să mai calci! Pentru tine, biologia și chimia! Admiterea bate la ușă! Și cu asta ce e? Pregătesc o lucrare! Ce fel de lucrare? O lucrare! Spectacolele de teatru ca și activități extrașcolare le formează tinerilor o extraordinară capacitate de percepere, înțelegere, observare, perseverare și explorare a simțului abstractizării. În primul rând, prin participarea la un spectacol de teatru, prin interpretarea unui rol, omul îi surprinde pe cei din jur, dar mai ales pe sine însuși, aflându-și astfel limitele și reușind să se desprindă de cotidian. Astfel, în acest weekend, membrii organizației Simbio Mehedinți au organizat o seară la teatru prin care au dorit să le reamintească severinelor de frumusețea acestor evenimente. Cui, Doamne, iartă-mă, nu i-ar plăcea? Tu te-ai uitat la el. Să-l bei vorba românului într-un pahar cu apă. Ei, nu chiar de băut, că te poți mica cu el. E destul de mare, dar sigur, pentru altceva. El lăsa-mă care va să zică. Și ce mai spuneai despre ei? Mare iubire, mare! Au ajuns inseparabili ca pe emisferele de pe poarta sărutului. Au parcul lor, banca lor. Sunt extraordinar! Romantism neșinat! Cum ți s-a părut această experiență? A fost o experiență foarte frumoasă pe care mi-aș dori să o repet cu prima ocazie pe care o să o am. Ți s-a părut greu să organizezi atâția copii să lucreze împreună? A fost destul de greu, dar și copiii au fost foarte serioși, plus că nu am fost singură. Bravo, am avut și un ajutor pe făierișoara mea, Danila Michila Denisa, și atunci a fost mult mai simplu în doi. Membrii organizației Simbio Mehedinți ne-au obișnuit cu tot felul de activități menite să ducă la dezvoltarea societății, iar de această dată ne-au surprins într-un mod extrem de plăcut prin intermediul acestei piese de teatru. Ce părere ai despre această piesă? Am o părere foarte bună și sunt fericită că două dintre voluntarele mele Simbio s-au implicat foarte mult, mai exact Bianca și Michela Danilă. Sunt foarte mândră de ele și de tot ce au realizat. Mă bucur că am putut să coordonăm această echipă frumoasă și că a ieșit acest proiect minunat și am avut atât de multă lume. Cum ți s-a părut interacțiunea între fete în mediu de lucru? Au existat și urcușuri și coborâșuri, dar per total a fost o atmosferă plăcută. Este pentru prima oară când joci într-o scenetă de teatru? N-am jucat, întocmai de-aia este prima dată când coordonez o scenetă de teatru și m-am simțit uimitor să lucrez cu copii pe care nu-i cunoșteam și să-i coordonez practic, să le arăt că putem fi o echipă chiar dacă nu ne cunoaștem. Mi s-a părut o experiență uimitoare pe care clar o să mai repet. Ți-ai dorit să continui în acest domeniu? Da, dar pe plan secundar, în plan principal am alte visuri. Așadar, în acest weekend, severinenii au putut urmări pe scenă piesa Declarație de Dragoste. Scenariul a fost creat de voluntarii Simbio Mehedinți, folosind drept inspirație faimoasa operă O Declarație de Dragoste de George Șovu și tema lunii februarie Iubirea. Teatrul educă prin oferirea unui câmp de acțiune și de afirmare a personalității, iar tinerii mai ales au satisfacția exprimării conduitelor achiziționate. Vă mulțumim că ați venit să ne vedeți astăzi și vă mai așteptăm. O seară frumoasă!